Problema cu amânarea, pe care nu o înțelege multă lume, este că nu amânarea în sine este problema, ci amânarea este o consecință, este un rezultat. Este un rezultat a unei stări. Da? Deci nu este despre amânarea e problema, ci starea de lene, de nemulțumire, de frustrare, de confuzie, de inconștiență, stările astea generează amânarea. Ei, dacă nu ai abilitățile de inteligență emoțională, n-are rost să vorbim despre dă-ți seama care e starea din spate. Da? Deci, dezvoltă-ți această abilitate să-ți dai seama ce stare, din cauza cărei stări ajung să amân. Sunt confuz că atunci ai altceva de făcut. Sunt obosit că atunci ai altceva de făcut. Nu simt motivație, pur și simplu nu simt beneficiile sau rezultatele a ceea ce am de făcut, atunci ai altceva de făcut. Dă-ți seama care e starea și nu mai lupta cu amânarea, că este doar un rezultat.